Candela de Crăciun este un film motivațional al cărui acțiune se desfășoară în Anglia vremurilor trecute. John Stevenson este regizorul filmului. Are loc în timpul Revoluției Industriale și este o perioadă importantă în film pentru că lucrurile sunt în schimbare. Vechile cărări sunt înlocuite cu cele noi. Stevenson a condus o distribuție formată din actori renumiți care au transpus romanul lui Max Lucado din 2006. Personajul meu, Emily, locuiește într-un sat, unul foarte religios. Toată speranța lor este ancorată în candela de Crăciun, o candelă miraculoasă, dar ea nu crede în această tradiție. Samantha Barks, cunoscută pentru rolul ei din filmul Mizerabilii, joacă alături de Hans Matheson, care a jucat în filmele Înfruntarea Titanilor și Sherlock Holmes. Joc rolul lui David Richmond. El este un om cu multe idei greșite, provocate de moartea soției și a copilului. În el se află o furie ascunsă de Dumnezeu și se întreabă de ce Dumnezeu nu i-a răspuns la rugăciuni. Matheson joacă rolul unui slujitor care conduce o biserică dintr-un sat mic. Pastorul are un secret. El nu mai crede în minuni, dar locuiește în mijlocul unor oameni care cred în minuni. Acesta este contextul în care se derulează acțiunea. Tom Newman este producătorul acestui film. Dacă ai ști că poți avea acea candelă de Crăciun și că de-a lungul a 200 de ani rugăciunile tuturor celor care au avut-o au fost ascultate, ce ai face ca să o primești? Newman și colegii lui spun că minunile au avut loc chiar și în timpul filmărilor. În film a debutat cântăreața Susan Boyle. For her big screen debut. Like a candle's flame, hope will lead us there. Care a avut un rol scris special pentru ea. Este o poveste care mă inspiră să nu renunț niciodată la visele mele, să nu încetez să cred în minuni. Voi crede întotdeauna în minuni datorită experienței mele. Iar credința? Forgive my ignorance, but what is this Christmas candle? The Christmas candle's no different than old wives' tales or your Bible stories. Este mesajul pe care realizatorii filmului vor să-l transmită spectatorilor. Nu suntem singuri. Putem fi mai buni unii cu ceilalți și când suntem în nevoie, Dumnezeu este gata să ne ajute. When we are in need, we believe that God is there to help us as well. Jennifer Hudson revine cu vocea ei minunată pe marile ecrane în filmul Black Nativity. Jennifer, ai câștigat un premiu pentru primul film. De ce l-ai ales pe acesta pentru reîntoarcerea ta în muzicaluri? Pentru că mi-au plăcut toate elementele din el în ceea ce privește partea de familie, muzica, rădăcinile bisericești din el și simplu fapt că nu avem destule filme precum acesta care să reunească familia, cel puțin nu în prezent. Eu am crescut cu astfel de principii, de aceea vreau să-l văd revenind. Vreau să fiu parte din el și vreau să ajut la readucerea lui pe ecrane. We've been evicted? I thought you were going to work something out with the bank. I thought we could win it back. I've been trying. It's hard getting that much together. So we got to move? Hudson joacă rolul unei mame singure, despărțită de părinții ei, care se zbate să-și crească fiul adolescent, Langston. El a încercat toată viața să fie bărbatul în casă. Deci, practic, încearcă să nu-și arate sentimentele, dar ele sunt acolo. Cântărețul R&B și vedeta Disney Jacob Latimore joacă rolul lui Langston. Chiar dacă sunt personajul principal, sunt multe dăți în care nici nu am dialog. Unde chiar este, mai mult vorbesc prin expresiile feței. Și trebuie să spun că aceasta este una dintre cele mai mari provocări. Ceea ce mă ajută să intru în pielea personajului este distribuția minunată de actori. You made a mistake. I was told to expect my grandson, not some pickpocket. Problemele de acasă îl forțează pe Langston să petreacă Crăciunul împreună cu bunicii pe care nu i-a cunoscut niciodată. Ei sunt interpretați de Forest Whitaker și Angela Bassett. Cum v-ați descrie fiecare dintre voi personajul? Tu bunică, tu bunic? Poți să-mi spui bunicule. Sunt așa de multe feluri în care o poți descrie. Soție, mamă, parteneră, prima doamnă. Sunt așa de multe feluri în care o poți descrie,
până ajung la bunică. Povestea se desfășoară în cartierul Harlem din zilele noastre. Multe dintre scene sunt filmate aici, la Biserica Episcopală Sfântul Luca, unde bunicul tânărului Langston este pastor. Pastorul Cornel Cobbs își conduce cu succes enoriașii, dar se chinuie să-și țină propria familie împreună. Cred că este foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă în viața reală. La Amvon prezinți un scenariu ideal. Asta fac pastorii. Vorbesc din perspectiva idealurilor noastre, dar mergi acasă și te lovești de realitate. Și câteodată, distanța dintre idealuri și realitate este așa de mare încât construirea unei legături între acestea ar dura toată viața. Acea poveste adevărată este motivul pentru care T.D. Jakes a acceptat propunerea lui Casey Lemons să fie producător. Lemons a scris și a regizat filmul. Am vizitat-o pe platou în timpul celor 33 de zile de filmări, a ceea ce numește ea cea mai emoționantă producție din cariera ei. Sora mea a murit în timp ce lucram la film și aceasta a fost o pierdere foarte mare pentru mine, cataclismică. Nu am știut dacă voi putea scrie din nou și mai ales cum să merg mai departe cu așa o pierdere. Cumva, mi-am pus toate sentimentele în această piesă într-un mod în care nu-l pot descrie. Deci, este foarte personal. În spatele acestei mari producții a muzicalului Black Nativity se află o istorie bogată. Piesa a fost scrisă de Langston Hughes, un poet renascentist din Harlem și jucată pe Broadway în 1961. La fel ca și producția din 1961, această adaptare este plină de muzică de neuitat. Și Lemons spune că este un singur mesaj atât în muzică cât și în acțiune. A cuprins ceea ce cred eu că sunt întrebări foarte omenești. Cum continui să mergi înainte și să crezi când s-au întâmplat atâtea lucruri rele? Cum faci să ai credință? Răspunsul pe care l-am pus în scenariu este dovada că Harul lui Dumnezeu este peste tot în jurul tău. Doar trebuie să-ți deschizi ochii. A fost nevoie de 14 ani. Ca scenaristul și regizorul Malcolm Lee să reunească distribuția filmului Cavalerul de Onoare pentru a filma continuarea, The Best Man Holiday. De ce ai așteptat așa de mult între prima și a doua parte? Scriu foarte încet. Adevărul e că am discutat să facem o continuare a primului film. A fost primul meu film și nu am vrut să relatez aceeași poveste pentru că asta s-ar fi întâmplat. Lee a vrut să aștepte și a făcut timp să scrie o poveste mai complicată și să-și lase personajele să se maturizeze. Rolul lui Robin a fost jucat de Sana Layton. Este pe cale să devină mamă, un pas uriaș pentru ei. Tay Diggs joacă rolul lui Harper, soțul lui Robin. Harper este dedicat, dar confuz și stresat. Este foarte stresat. Nia joacă rolul lui Jordan, un director puternic de televiziune care învață lecțiile grele din viață și dragoste. Viața e mai frumoasă când ai un partener, chiar dacă te enervează. Și o va face, pentru că viața e grea și relațiile sunt dificile. Dumnezeu a lăsat relațiile cu un motiv. Bărbații, femeile, familia. God created it this way for a reason. Man, women, family. Robin, stop it. I'm just saying, Jordan's good people, you should get to know her. Filmul prezintă multe schimbări de situații. Când am citit scenariul, mi-a atins corzile sensibile. Personajul lui Morris Chestnut este fotbalistul Lance Sullivan, al cărui moto este Dumnezeu, familia și fotbalul. Rolul nu a fost dificil pentru el. Am crescut într-o familie care frecventa Biserica Baptistă. Mult timp am mers la biserică, așa că am știut cum să mă raportez datorită experiențelor anterioare. Ca și în primul film, Lance este marcat de necazurile din jurul lui. De unde ai preluat această idee de luptă cu credința în mijlocul nenorocirii?
in the midst of some serious adversity. Cred că mulți oameni se zbat cu credința lor în funcție de circumstanțe. Este un lucru real și autentic care se întâmplă cu oamenii. Pe parcursul filmului, în timp ce personajele se zbat și se întreabă unde este Dumnezeu în mijlocul necazului, ei primesc răspunsuri la întrebările lor. Se numește Piatra Revelației lui Gabriel. Este un manuscris care îl prezintă pe cel care a declarat de 3 ori, eu sunt Gabriel, același înger care i s-a descoperit lui Zaharia în primul capitol din Luca. Din câte știu eu, sunt singurele ipostaze din literatura ebraică și creștină în care găsim expresia eu sunt Gabriel. Savanții spun că tableta de piatră este comparabilă cu un manuscris de la Marea Moartă bătut în piatră. Textul este scris cu cerneală pe 2 coloane, iar stilul este asemănător pergamentelor de la Marea Moartă. Unii cred că tableta a fost găsită lângă Marea Moartă, dar nimeni nu știe exact pentru că un colecționar a cumpărat-o în anul 2000 de la un comerciant de antichități. Experții spun că manuscrisul este autentic. Este evident că piatra a fost gravată în vremea lui Irod cel Mare. Chiar dacă îngerii sunt menționați de multe ori în Biblia ebraică, doar în cartea Daniel se menționează numele a 2 îngeri, Gabriel și Mihail. Acești îngeri menționați pe piatră. 2 angels are mentioned by names, Gabriel and Michael. The same 2 angels mentioned in the stone. Sunt 87 de linii de text pe această piatră, dar doar 40% sunt lizibile, așa că înțelesul este destul de neclar. Din câte știu eu, s-au propus 5 citiri diferite ale mesajului de pe piatră. Cu toate acestea, toți sunt de acord că mesajul face referire la un atac asupra Ierusalimului și vorbește despre speranța izbăvirii lui Dumnezeu. În linia cu numărul 80 se face referire la 3 zile, mulți crezând că se referă la înviere. Acum, unii cred că se referă la un semn. Îngerul Gabriel joacă un rol important în pasajul dramatic din primul capitol din Evanghelia după Luca, unde îi se descoperă lui Zaharia și Mariei. Este prima dată când tableta este expusă în Israel. Este o expoziție mică care conține această piatră și alte 6 manuscrise, care fac referință la apariția lui Gabriel ca și figură profetică importantă și a reapariției lui în literatura biblică ebraică, creștină și islamică. Directorul Muzeului Israel, James Snyder, spune că expoziția completează o altă expoziție, 30 de tone de materiale care fac referire la regele Irod. Ne permitem să observăm o singură perioadă de timp în care regele Irod a construit întreg Ierusalimul pământesc. Textul despre apariția îngerului Gabriel se leagă de momentele de neliniște care ne provoacă să reflectăm la distrugere, răscumpărare și la Ierusalimul ceresc. Yes, you, my good fellow. What day is today? Today? Why, it's Christmas Day, of course. Christmas Day. I haven't missed it. De pe marile ecran, pe marile scene, transformarea lui Ebenezer Scrooge dintr-un avar într-un dătător voios impresionează atât adulții cât și copiii. There goes Mr. Humbug, there goes Mr. Grimm. If they gave a prize for being mean, the winner would be him. Toate aceste versiuni au rezultat din romanul clasic al lui Charles Dickens, Colin de Crăciun. Legendarul scriitor englez din secolul al XIX-lea a iubit Crăciunul. Dickens a afirmat, Crăciunul va avea un loc de onoare în inima mea și voi încerca să-l sărbătoresc tot anul. Omenirea a fost preocuparea mea, bunăstarea a fost preocuparea mea, caritatea, mila, răbdarea și facerea de bine au fost toate preocuparea mea. Scriitorul Gary Coolidge l-a studiat pe Dickens în profunzime. S-a născut în Akron, Ohio, și a studiat în Scoția, unde și-a obținut lucrarea de doctorat la prestigioasa universitate St. Andrews pe tema credinței lui Dickens. Acest lucru va predomina în tot ce vom citi de Dickens, ideea creștinismului autentic. Dickens a folosit termenul de creștinism autentic în nenumărate scrisori și lucrări ale sale. Creștinismul autentic înseamnă să fii ca Isus.
În timpul cercetărilor sale din facultate, a descoperit că Dickens a fost creștin și credința în Iisus Hristos se regăsește în operele sale, în teme și personaje. El ne-a citit o scrisoare a lui Dickens către unul dintre criticii săi. Cele mai puternice ilustrații sunt inspirate din Noul Testament. Toate abuzurile sociale apar ca rezultat al îndepărtării de Duhul Său. Toate personajele mele pozitive sunt smerite, pline de milă, credincioase și iertătoare. În nenumărate rânduri i-am numit ucenici ai fondatorului religiei noastre. De exemplu, în Colind de Crăciun, Coleridge susține că avertizarea lui Marley către Scrooge despre ce înseamnă să-ți trăiești cu adevărat viața reflectă cât de important este să limiți pe Hristos. Să porți grija omenirii, să te gândești la aproapele tău, să faci celuilalt ce ți-ai dori să-ți facă ție, pentru Dickens, porunca de aur a fost extrem de importantă. Coleridge crede că cea mai concretă dovadă a credinței lui Charles Dickens este o lucrare de-a sa mai puțin cunoscută, scrisă de-a lungul a 3 ani și dedicată copiilor săi. Poartă pur și simplu titlul Viața Domnului nostru. Criticii au dreptate. Nu este o lucrare literară fantastică, dar pur și simplu spune multe despre credința lui Dickens, pentru că el este autorul acesteia. Coleridge numește Viața Domnului nostru o armonie a Evangheliei, în care autorul îmbină cele 4 Evanghelii într-o singură narațiune. Dickens prezintă succint viața lui Hristos pentru următoarea generație, pentru copiii săi. My dear children, I'm very anxious that you should know something about the history of Jesus Christ, for everybody ought to know about him. Armonia Evangheliei era foarte răspândită în secolul al XIX-lea. În acea perioadă, o familie creștină avea cel puțin 2 cărți în casă, Biblia și Armonia Evangheliei. Formarea spirituală a copiilor săi nu este ceva ce Dickens ar fi lăsat pe seama altcuiva. Pur și simplu nu ar fi făcut asta. Deci, pentru familia Dickens, cartea reprezenta un set de instrucțiuni religioase, instrucțiuni pentru o gândire creștină. Coleridge susține că foarte puțini oameni știu despre această parte a muncii lui Dickens sau despre credința lui creștină. Criticii literari au considerat că religia sa este neimportantă și superficială, iar profesorii au urmat exemplul. Coleridge chiar a fost criticat atunci când și-a prezentat lucrarea la Universitatea St. Andrews. Au zis că aș fi foarte îndrăzneț dacă aș încerca să sugerez că emblema literaturii britanice a fost un om al credinței. Nu știu cum aș putea să explic această ostilitate, altfel decât că oamenii preferă mai mult întunericul decât lumina. De-a lungul anilor, oamenii nu au fost întotdeauna negativi. Câțiva profesori de literatură au adus în discuție credința lui Dickens, punând și mai mult accentul pe valorile creștine ale unuia dintre cei mai mari scriitori din istorie. Coleridge crede că Dumnezeu a vrut să scrie această carte. Se intitulează Dumnezeu și Charles Dickens, recuperarea vocii creștine a unui autor clasic, o carte publicată în 2012 cu ocazia aniversării celor 200 de ani de la nașterea lui Dickens. Toate acestea au fost predestinate și călăuzite de Domnul nostru. Am găsit destul de ușor un editor, iar acest lucru de obicei este dificil. Este extraordinar să simți că Duhul Domnului este implicat și că nu este proiectul tău. Cartea este dedicată nepoților săi cu mesajul Doresc să găsiți bucuria în Domnul nostru, așa cum a făcut și Dickens. Revista Alpha Omega TV s-a născut din dorința de a fi mai aproape de telespectatorii noștri. La finalul anului 2011, acest proiect a prins avânt și s-a dezvoltat în timp. Inițial, revista a plecat ca fiind un mod prin care să putem să transmitem programul TV la cei care ne urmăreau și am completat cu anumite articole de natură inspirațională, anumite știri și noutăți, prezentarea diverselor organizații sau lucrări partenere cu care colaboram. Treptat acest lucru însă s-a extins și au ajuns să predomine în special articolele și programul TV să fie de asemenea acolo, dar nu în aceeași nivel de importanță care l-a avut la început. Rolul meu în ceea ce privește această revistă este să transform informația pe care o primesc, fie că este vorba despre grile, articole sau fragmente, într-un mod în care să fie ușor cititorilor să le urmărească. Partea mea este să fac designul acestor articole și conținutul revistei, ca în cele din urmă, în urma tipăririi, oricine să poată să beneficieze de acest proiect minunat. Fiecare număr are și o temă specială care acoperă diferite domenii ale vieții.
În special în 2014 am avut diverse numere tematice pentru revista noastră, de exemplu pro-viață, pro-Israel, despre alegeri, despre anumite decizii, despre biserica relevantă în societate. Diverse teme pe care am încercat să le propunem telespectatorilor noștri și să dăm un exemplu de ce înseamnă și cum anume poate fi o problemă privită din mai multe unghiuri, pentru ca să le transmitem un mod complet și coerent de a vedea o anumită situație și anumită problemă care ni s-a părut nouă importantă, lăsându-i pe ei să decidă ce este bine pentru viața lor. Rolul nostru este să informăm și să provocăm trupul lui Hristos din România să se gândească la anumite aspecte, să ia atitudine legată de anumite lucruri. Acesta percepem noi ca fiind rolul nostru de media creștină și în special cu această revistă. Ultimele două numere au fost numerele pe care le-am apreciat personal cel mai mult. Numărul din octombrie și noiembrie a fost despre Biserica Relevantă, un număr în care am încercat să arătăm cum creștini din diverse sfere ale societății se implică și încearcă să impacteze societatea din jurul lor, care ies din biserică și încearcă în diverse moduri, în lumea lor mai mică sau mai mare de influență, să aducă o lumină acolo unde sunt și unde Dumnezeu i-a pus. Iar numărul actual, deci noiembrie-decembrie, este un număr deosebit care am încercat să dedicăm alegerilor, în contextul mai larg al alegerilor prezidențiale ale României. Este un număr în care am avut diverse articole și lucruri pe care eu personal le-am învățat și a fost o bucurie și pentru mine să cunosc și să fiu eu expus în primul rând ca redactor al acestei reviste la diverse lucruri, informații, persoane, lucrări sau perspective pe care nu le știam până acum. Pentru Gabi Giulușan, Alfa Omega TV Magazine este mai mult decât o revistă, iar contribuția lui mai mult decât o simplă slujbă. Pe măsură ce se apropie termenul limită în care să predăm revista la tipografie, orele investite în acest proiect cresc, dar în același timp și satisfacția faptului că o mulțime de oameni, mii de oameni din această națiune vor avea oportunitatea să primească această revistă, să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în lumea creștină din România, să aibă parte de articole inspiraționale, să aibă în casele lor într-o manieră tipărită programul Alfa Omega TV și în același timp, pentru mine personal, pot să urmăresc îndeaproape modul în care Dumnezeu lucrează în această națiune. Nu este doar o revistă, nu este doar o slujbă pe care o împlinesc, ci în același timp este o modalitate în care sunt expus la ceea ce se întâmplă în această națiune din punct de vedere spiritual. De la un tiraj de 3.000 de exemplare distribuite doar în România, astăzi Alfa Omega TV Magazine ajunge în peste 12.000 de case din întreaga lume. Pe viitor încercăm să creștem tirajul acestei reviste, de asemenea îmi propunem să creștem numărul de pagini. Deja sunt o grămadă de teme și de situații, articole care îmi vin pe minte sau pe birou și am nevoie să le public undeva și de multe ori nu am loc. Articole care deja le-am planificate pe 6 luni în avans și Dumnezeu ne dă acces ca organizație de media la foarte multe informații din ce se întâmplă în România și în alte părți în lume. Încercăm să le prezentăm la cititorii noștri în mod deosebit. Este însă mult. Ceea ce ne dorim este să introducem anumite rubrici speciale, rubrici de știri din România, știri din străinătate, din mapamont creștin, anumite știri din zona Israel și Orientul Mijlociu, care credem că sunt foarte importante pentru ca și creștinii să înțeleagă vremurile în care trăim. De asemenea, despre românii din diasporă, cei care trăiesc în afară, încercăm de asemenea să promovăm închinarea, ceea ce suntem în general în zona de închinare, o rubrică pentru femei. Este ceea ce ne propunem și sunt multe alte surprize care încercăm să le introducem în numerele pentru anul 2015, care vor fi altfel decât au fost cele de până acum.